Acum să spun ceea ce nu, aduceți-vă aminte. Deci e un Dumnezeu extrem de înțelegător și care are umor. Dar așteptam Dumnezeu nu are întotdeauna umor. De pildă când se cânta imnul Dies Ire, Dies Illa, Solvet Mundum in Favila, când vine ziua mâniei lui Dumnezeu, când ne va împărți pe toți în păcătoși și asta e o amenințare. E o amenințare. Amenințare. Nu vine niciodată. Absolut sigur. Bine zicea totuși înțeleptul Solomon. Frica de Dumnezeu e începutul înțelepciunii. Și nouă, dacă nu ne e frică decât de femei, înțelepciunea noastră este până la ce? Dubroasă. Nu mi-e frică de femei, de exemplu. Mie, da? Da, de ce? Păi vine femeiul peste noi și ne ia... Serios? Ne ia agoniseala. Deocamdată se pare că mai mult ne-au dat decât ne-au luat nenorociți ăștia de europeni. Nu-i vorba de europeni, vorbeam de femei. E ca mondială, tot aia. E altceva. Păi nu-i Madame Lagarde acolo. Nu e europeană, dar n-am feministul de finanță. Domina Bona. Da. Că e damă bună. Amestecată și ea în afaceri cu Bernard Tapie și cu alții. Complicată povestea. Bineînțeles. Nu, da, acum, glumă cu femeiul, dar vreau să vă spun că săptămânile trecute, tocmai când am văzut întâmplător la televizor niște filme consacrate debarcării din Normandia, se pregătesc evenimentele, comemorarea, se pregătește comemorarea. Și când am văzut că au murit 400 de mii de nord-americani între debarcare și sfârșitul războiului, întâmplător văzusem asta și citeam într-un ziar un articol al unui bun prieten al meu, pe care îl cheamă Ion Cristoiu, un fel de ghiță contra, așa, care până și numărul de astăzi, în evenimentul zilei, trage împotriva americanilor, că suntem pașalâcul lor, că nu știu ce, că nu știu cum. Adică rămânem tot la ideea lui Ceaușescu, ne amestec în treburile interne sau dacă ne dați, ne dați. Dar faceți-vă că nu ne dați ca să nu credem cumva că suntem un simplu pașalec. E un pic imoral, dacă vreți, și m-am enervat un pic. Totuși oamenii ăștia au murit 400 de mii în Europa unde n-aveau nicio treabă, de fapt. N-au cerut nimic în schimb. Au murit ca să scăpăm de naziști. Și tu vii acum, după un timp, să spui că Uniunea Europeană și Statele Unite ne transformă în pașalâc. Dacă nu vrem în Uniunea Europeană, dacă credem că ne descurcăm singuri, foarte bine. Dacă suntem invitați într-o casă și suntem acceptați, nu respectăm regulile, dacă ni se spune nu intra cu căciula în cap, n-o scoatem? A, n-o scoatem, nu intrăm. E foarte simplu, e o opțiune. Am făcut opțiunea, acum suntem supărați pe ei, că de ce se poartă, de ce ambasadorul Americii face declarații în materie de politică internă? Nu face declarații în materie de politică internă și nici în materie de procese. Atrage din când atenția asupra unor lucruri pe care ar trebui să le facem noi, nu să așteptăm să ne spună el. Dar uite că câteodată e nevoie să ne spună. Așa e cu femeiul. Eu până una alta și-a jucat un rol extraordinar, ca și Banca Europeană. Dacă nu era Banca Europeană, ce se întâmpla cu Grecia? Ce se întâmplă cu Grecia? Băi, ei l-au pe Aristotel în spate, nu și pe Platon, dacă ați auzit și de el, mai au niște... Sifra se sprijină acum pe Antigona, spune că e condamnat ca și ea. Păi da. Dar revenind puțin la timpurile ceva mai moderne, adică pe vremea lui Dante, ziceam adineori că mânia este considerată un păcat capital, a fost clasificat astfel de Evagrie Pontul, după care Papa Grigorie cel Mare a raționalizat un pic păcatele, să nu fie capitale decât 7, număr simbolic. În tot cazul, mânia, păcat capital. Dar ce interesant este faptul că la Dante există mânioși în infern și există altă categorie de mânioși în purgatoriu. Cum se explică această diferenție? Probabil aia din purgatoriu sunt iertați pe jumătate. Nu e așa de simplu. Nu, te rog, spune cum e. În primul rând, vă rog să faceți un efort
iar cei care aveți telefoane cu internet să căutați De la Croix, Barca lui Dante. Tabloul care l-a impus pe De la Croix în viața culturală franceză. Ce vedem acolo? Este un lac noroios pe care plutește barca cu Virgil și Dante și în jurul băncii sunt niște uliți care plutesc. E un